Această ironie, am să vă spun o părere personală în momentul de față. Nu exprim un punct de vedere oficial al ALDE, o să fac o discuție cu colegii mei, o să ne precizăm în următoarele zile un punct de vedere oficial. Dar cred că decizia Curții Constituționale, decizia 51, pune în evidență un lucru foarte grav. Modul în care au fost încălcate în România drepturile și libertățile cetățenilor și cum a fost suspendat adevăratul stat de drept.